Salutare și bun venit pe canal la un nou episod de Life After Gameplay. Astăzi vom vedea ce vom avea de făcut. După cum vedeți, deja eu mi-am upgradat manorul, deci acum ne vom duce pe mape să vedem ce vom avea de făcut. Bun, hai să mergem, dar mai întâi să văd ce am în inventorii. Nu avem plin bun, deci putem fugi. Hei, domne, dar nu mai obosește caracterul ăsta. Bun, să vedem unde să fugim. Ia să vedem. În Summer, cea mai bună mapă de farmat. Deci, băi, și fete, ascultați. Când să veniți pe joc, pe jocul ăsta nou, pe Life After. Bine, la început o să vi se pară mai greu, mai așa. Deci, efectiv, o să ziceți, bă, Cristi, este greu. Mă, jocul nu este greu, chiar deloc. La început o să vă fie chiar ușor. Sau chiar ușor, dar după aia o să vedeți că nu o să fie chiar așa de greu pe parcurs, cum ziceau alții. Bun, să vedeți ce avem de făcut aici pe mapă. Să farmăm câte resurse, acum plouă, putem să farmăm copaci, deoarece o să ne dea, pe lângă tuic, o să ne dea și hardwood wine. Să văd dacă chiar asta se citește, da, hardwood wine, bun. După cum vedeți pe hartă, dacă vă și uitați sau când mergeți în trecere, vedeți gen umbrele, șezlong, bănci. Efectiv, acestea sunt structuri, voi puteți să le craftați, adică să le construiți pe mapă. Să le construiți pe mapă și le puteți folosi. Bineînțeles, pe voi nu o să vă intereseze să construiți toate astea, doar dacă vreți pentru bunul fapt de a face like-uri, iar în schimbul acestor like-uri primiți mastery, adică să creșteți mai repede în level, să luați mai multă experiență. Bun, farmarăm. Ia să vedem ce ne mai trebuie piatră. Ca sunt sigur că piatră o să ne trebuiască o grămadă. Deci, efectiv, o grămadă o să ne trebuiască piatră. Dar ce să vedeți? Ah, să dau. Bun. Nu se auzea, mă întreba, mă, ce naiba mă nu se aude? Că încolo aveam volumul dat la joc. E problema? Nu-i caz de război. Ia să farmăm piatră, ca să ne trebuiască piatră. Deci, efectiv, piatra o să-ți trebuiască ca să puteți face concret. Adică ciment vreau să zic, nu concret. Concret e tot ca cimentul pentru manor. Da, este resursă exclusivă pentru furnizor maker. Ia să vedem pe unde putem găsi. Deci, pe unde să farmați vă arăt imediat pe mapă, pe hartă adică. Deci, astea sunt zonele mele preferate de farma piatră și copaci. Sau puteți să vă duceți pe partea asta, pe unde vă arăt eu cu săgeata. Pe aici sunt o grămadă de pietre. Deci, efectiv, găsiți mai multă piatră, mai multe resurse de farmat pe mapa asta decât în Fall Forest, pe cealaltă mapă.
După cum am spus în episodul trecut, jocul puteți găsi gratuit, în mod absolut gratuit, puteți să-l găsiți pe magazin Play, pe App Store. Știi cât am înțeles? Jocul puteți să-l descărcați și de pe site-ul oficial al lor. O să vă las site-ul oficial în descriere, în descrierea videoclipului. O să vă las un link ca să puteți găsi jocul. Atât pe magazin Play, cât și pe site-ul lor oficial, ca să-l puteți descărca pe PC. Opa, zombie. Îi trag una în căpățână de nu se vede. Bun. Vă spun din startul locului să nu consumați luanțele și armele pe ăștia. Chiar dacă sunt de level mic, voi puteți să murâți cu arcul. Cu arcul, bineînțeles, puteți să farmați skill-uri pentru revenant, trăgând de mai multe ori în zombie. Vor cădea niște flori pe jos. Dacă, mai ales dacă sunteți revenanți și vreți să faceți rost de skill-uri sau efectiv să încărcați floarea care o vedeți, aia de jos, de lângă cutia de gloanțe, puteți să o reîncărcați. Eu acum o consum, este pe zero, pe cum vedeți, dar dacă trag într-un zombie de mai multe ori, vedeți că a căzut o floare pe jos. Haideți să o și luăm. O să ne dea un skill. Dar mai întâi să trag un zombie să pot să reîncarc și floarea. Bun. După cum vedeți, mi s-a reîncărcat. Momentan este pe 1. Dar voi puteți să, când urcați în level, puteți să-l upgradați skill-ul ca să puteți să creșteți numărul până la maxim 3. Cam atâta din maximul la storage, cum s-ar zice, pentru healing. Se dăm la câine să mănânce, că asta va fi noul companion al vostru când veți intra pe joc și când veți avea contact cu caracterul și cu jocul. Bun. Vedeți ce bun e skill-ul ăsta, mai ales că efectiv dacă îți vine unul în față, un revenant, și îți dă cu skill-ul ăsta, pur și simplu te-a orbit. Îți dă, nu știu efectiv ce e un lichid, ceva, ca un fel de cerneală, dacă poți zice așa. Deci acoperă ochii. Ia să mergem direct cu mâinile astea. Ia să vedem ce oferte ne dau ăștia. Da, cumpărați pe asta de 65 de lei și veți lua claim automat pentru asta. Vă dau o armă vă dau o armă de tip Evolve, adică crește odată cu levelul manorului. De aceea zic că e important ca de fiecare dată când ajungeți la un anumit level și puteți, este recomandabil să o faceți, deoarece efectiv voi creșteți cu manorul și arma la fel va crește cu manorul la level. Adică arma va da mai mult attack power și damage mai mult.
Asta, după părerea mea, nu prea se merită, mai ales că este o armă chioară. Deci, efectiv, arma aia nu o poți vinde, nu o poți formula. Deci, efectiv, e o armă chioară. Chioară. Nu știu de ce a mai băgat-o developerul, chiar nu știu deloc. Cred că o fi băgat-o doar asta să fie, posibil. Bun, hai să vă armăm la copaci. Da, după cum vedeți, pe lângă două resurse vă mai dă a treia sau chiar și a patra resursă. A patra resursă e mai specială, deoarece pe aia puteți să vă duceți la un NPC, la Gathering Team. Scuzați, nu la Gathering Team, ci la un NPC și să dați exchange pe vouchere. Cu acele vouchere puteți să cumpărați resurse, inclusiv piatră normală și lemn normal. Hai să mergem la ei să vă și arăt. Tocmai acolo sunt. Pe artă să vedeți că e un simbol cu un topor, cum s-ar zice. Deci efectiv n-ai cum să nu-i vezi. Hai să mergem la ei să vă și arăt. Bineînțeles, dacă n-aveți resurse din alea speciale, de care vă spus eu mai devreme, puteți să donați mâncare și în schimbul voucherelor. Asta am să fac și eu. Una, două, trei... Hai să dăm patru ca să fie. Deci, atenție, vă arată aici gustul mâncării, adică testul. Mâncarea recomandă să fie de 5 ca să puteți să prindeți maximum de 300 pe cantitate. Bun. Îi dăm submit. După cum vedeți, ne dăte o vouchere. Cu aceste vouchere putem vorbi cu ăsta de lângă el, cu Edwin. Vorbim cu el. Îi spunem ce mai face, îl salutăm. Deci vorbim cu el să vedem ce ne putem lua de aici. Ia să vedem, eu o să iau piatră, că asta am nevoie de ea. Bun, iau 10, ca să nu mai duc lipsă. Ia să văd, pot să cumpăr de pe acum? Bun! Deci, pe lângă resurse, puteți să cumpărați și ingrediente pentru mâncare. Puteți să cumpărați dovleci, strawberry, adică căpsunele, ciuperci, carne. După cum vedeți, cumpărați câteva ingrediente care, bineînțeles, vă recomand să le luați, că sunt foarte bune, mai ales că cu ele puteți să faceți ceva rețete, mâncăruri. Totodată vă luați și la index. Eu automat o să iau și pe asta care o vedeți acum, descrie pe ea tea leaves, deoarece cu asta puteți să faceți anumite mâncăruri de revenanți. Să vedem dacă pot lua. Deci mai s-a bucat. Asta e atât, s-a putut. Îți dă puține vouchere la început, dar dacă îți dă puține vouchere, dar nu-i problemă dacă te duci în fiecare zi și dai la ăștia, se adună o grămadă de vouchere. Voucherele puteți obține și din area. Area Operation, vă și arăt. Ia să văd dacă mi-arată. Nu, din păcate nu mi-arată.
O să-mi arate după ce o să ajung la level mai mare, deoarece areile se deblochează la levele mai mari. Din păcate suntem blocați momentan, dar nu-i bai. În episodul trecut v-am spus că în jocul ăsta puteți să cumpărați mașini. Am uitat să menționez că în joc puteți cumpăra mașini, motociclete și chiar biciclete. Da, și trăsuri puteți, uitați. Deci, efectiv, în cazul în care ești domnișoară, poți să-ți cumperi trăsură. Sau mașină, sau din asta de ediție, gen de Crăciun. Bun, dar preferata mea, să vă arăt eu care e preferata mea motocicletă. După cum ați văzut din videoclipurile mele, dacă le-ați văzut, ați văzut că eu am o motocicletă, o am chiar pe asta. Pe contul celălalt pe asta o am. Deci efectiv vă recomand motocicleta. Cu ea efectiv poți merge pe apă. De-aia îmi place mult motocicleta. De-aia câteodată poate se întâmplă să mă și repet. Dar ce să pot spune, că e chiar faină motocicleta. Mie îmi place. Scrieți în secțiunea de comentarii dacă vă place. Dacă vă place motocicleta sau mai mult vă plac mașinile, deci aveți de unde alege, că jocul are. De câte am înțeles pe update-ul ăsta, pe jocul ăsta, când o să bage următoarele update-uri, o să vină cu alte noi tipuri de mașini și un nou outfit. Nu-mi face nimic, nu-mi atacă nimic. Deoarece din cauza update-ului, eu bag, aș putea spune, deci numai pe mapa asta și pe celelalte mape se întâmplă zombie să nu te atace. Doar dacă tu tragi în ei. Că îi trăsăi dacă... Nu-mi am avut ocazia să mai respire, săracu. Ia să ți-o primi. Nu vei le trimite resursele instant, să știți, să dureze câteva minute, deoarece până stau ei să pregătească resursele. Uite, văd că mă atacă acum, da. Deci ei te atacă, deci efectiv ei te atacă numai când tu îi ataci pe unele mape. Din cauza update-ului, nu știu ce s-a întâmplat. Deci efectiv zombii nu te atacă dacă te apropii lângă ei. Astfel, din câte pot vedea, dacă pot să craftez, dacă pot să stochez mai multe flori. Bun, ia să văd. Bun, deci mai trebuie levelul ca să pot să
Ca să vă dau o greb la skill-ul ăsta, ca să îmi dea 3. 3 pe storage, ca să dau self-healing. Cazul în care o să-mi trebuiască. Având în vedere că pe mapele mai mari, mai ales pe aree, te cam omoară zombii repede. De asemenea, o să vă las linkul, un link către pagina mea de Facebook, Cristian 21, o să vă las link, să las link în descriere, în care o să găsiți poze, câteva videoclipuri și câteva sfaturi. Pentru cei care începeți de-a pe acum de pornit, dacă pot să spun asta, un nou drum, un nou cal, un nou drum, e primul vostru joc, efectiv voi nu o să vedeți eventul cu Levin City 8 Dusk. Nu o să-l vedeți, deoarece sunteți de combat mic, de level mic. Bun, văd că am adunat ceva piatră. Hai să ne întoarcem la elicopter. A, uitați să vă spun ce asta de special la motocicleta care vă arătai. De care o să iau de ea că îmi place. Motocicleta asta merge pe apă. Dar se specifică că e drive on land and water, adică ea poate să meargă, evident, pe uscat, dar și pe apă. Asta e mare avantaj, mai ales că pe mape o să vedeți că sunt și râuri, oceane. Hai să ne întoarcem acasă. Merge greu caracterul, deoarece este ud. Din cât se vede din bara de stare, e ud caracterul. Este ud, este slack cold, adică caracterul e ud și merge mai greu, alergă mai greu acum, că nu mai are speed-ul normal. Aici în bara de stare vă arată, evident, ce e cu rosul e de rău, adică vă afectează caracterul într-un fel, ce e verde e de bine. Logic vorbind. Întotdeauna cele în bara de stare să le vedeți full, inclusiv sanity și HP-ul să-l vedeți mereu full. Sanity e cazul în care, după cum vedeți, eu dau cu pumnii, vedeți că pe lângă floare este o stamină. Acea stamină a florii, dacă ea se consumă, se consumă și sanity. Când se consumă sanity, automat caracterul moare după aia, că se ajunge la zero cu sanity.
Pentru asta trebuie să craftăm, să craftați, cazul în care vă trezi cu sanity la 0 sau în critică, să vă craftați din ăsta, calmative. Calmativul restaurează sanity, îl readuce la normal, deci aveți grijă când trageți sau când vă luptați, ca automat o să muriți, deoarece se duce la zero sanity. Hai să ne configurăm și asta de aici. Aici o să vină ca un fel de display, ați putea spune ca un fel de garaj, dar mai mult eu îi spun display. Hai să dăm display vehicle. După cum vedeți, aici putem să adăugăm mai multe, bineînțeles cu bani reali. Bun, hai să facem și ce zice cartea. De sine zice să plătim niște grupuri, bun. Quick reclaim. Azi acasă deblocăm tot ăsta de piatră, bun. Hai să și plantăm. A, nu mai am în inventorii. Gheoza nu, bineînțeles, îl putem upgrada, dar mai încolo. Cred că în următoare episoade, cred că o să mă ocup și de ghiozdan, dacă nu greșesc. Cel mai bine ar fi asta, ca să nu mai stăm cu storage-ul plin mereu de fiecare dată, să ne umplem repede. Și din skill-uri, bineînțeles, de la Gathering, dacă dați la Gathering, la Gathering Basic Skill, dați aici unde scrie Basic Storage și aici o să vi se mărească storage-ul. Momentan o să vă ceară la un level mai mare, adică nu o să-l puteți debloca chiar de acum. Dar pe parcurs, pe la level 28 o să-l puteți debloca. Este avantajos deoarece se poate lua mai multe steacuri de resurse. Adică se stachează mai multe surse într-unul singur. Adică în loc de 200 de pietre va veni 400 de pietre, ca idee. Bun, aici puteți să vă faceți cu habitation, adică puteți ca în realitate să vă surați, dacă pot zice așa. Mă și amuză, știu, recunosc. Dar poți să vă faceți cu habitation cu cine vrei, doar să cu o condiție să fiți în același camp, că vă și cer să fiți într-un camp. Să aveți puncte de prietenie de 300, 300 de puncte de prieteni, alea le faceți repede. Asta cu coabitez nu vă să vă explic în episoadele următoare. Nu știu care din ele, nu pot să promit nimic. Bun, văd că primi și ăla. Trebuie să puteți să o ridicați de la mail, eu vă recomand să le păstrați. Doar pietrele normale. Pietrele, lemnele normale le păstrați în inventorii. Ăsta, scuzați-mă, în mail. Deoarece în inventorii se vă umple. Pe asta o să vă explic mai încolo în episoadele celelalte, vă cum vă spusei, în legătură cu habitation-ul și cu certurile. O să vă explic ce cert este bun de făcut gold, adică micitie este de aici care îi vedeți, despre gold bars. Ei, puteți obține
făcând misiuni, adică misiune de pe mapă, adică acele assistant quest, ori cu bani reale, adică cu feed-uri, după cum vedeți. Eu asta am numită cantitate, băgați care, ce, câtă cantitate vreți voi. Și aia o să primiți. Adică la un feed credit o să primiți 100 de gold bari. Vă se arată aici Xenju. Vă spune cum să obțineți gold bari. Din Daily Resource Point Quest, adică din acel assistant quest. La mapele, cum mai zicem noi, mapele cu gold sau misiunile cu gold. Bun, hai să plantăm ceva să vedem dacă pot. Ia să vedem, trebuie să am, cred că, manualul de supraviețuire, că acolo sunt sigur. Da, eram sigur. Aici puteți planta diferite. Bineînțeles, dacă sunteți într-un camp, o să aveți mai mare terenul de plantație, adică grădina, să zic așa. Aici e ca un fel de mini-grădină, mai ales în Hop 101. Dar dacă voi vreți să intrați într-un camp, trebuie să dați aici la profil, adică la caracter, unde vedeți avatarul caracterului, dați pe el, dați aici unde scrie camp. Aici vă alegeți în care camp vreți să intrați. De menționat este că unele campuri cer să fie activ, adică să fie în fiecare zi online, să nu fie inactiv timp de câteva zile sau chiar săptămâni, în funcție de fiecare camp, cum să are condițiile. Celelalte sunt de tip Approval, adică pe aprobare trebuie să aștepți tu, sau free entry. Prima dată vă recomand să alegeți campurile free entry, e mai bine așa, n-au pretenții n-au pretenții să fie activ. Ia să vedem ce mai camp mai pe aici. Deci aveți de unde alege, ce campuri vreți. Sunt o grămadă, unele, uitați după cum se vede, sunt în curs de creare. E mai complicat să creezi un camp deoarece ai nevoie de player, trebuie ca playerii respectiv să bage și gold. Bun. Ia să vedem ce putem crafta. Bun. Am făcut și un cuțit. O să fie mai ușor să omorâm zombie cu cuțitul. Îi putem omorâ mai repede. Acestea fiind spuse, ne vedem la următorul episod. Pe curând!